Bună ziua! Azi vă prezentăm o autorolotă X-Go. O să explic puțin modul de funcționare, tot ce are autorolota X-Go. Începem de aici. Sunt grilele de la frigider. Partea de jos trage aer, sus iese aerul. Dacă puneți mâna și frigiderul funcționează, se simte căldură. Aia înseamnă că el funcționează pe gaz. Pe aici elimină gazele arse de la funcționarea pe gaz. Mai jos este locașul pentru baterie. Aici avem montată o baterie litiu-fier-fosfat, EcoWatt, de 100 de amperi. În spatele bateriei se află panoul de siguranță pentru partea de rulotă. Ușa de intrare în autorulotă, care are un sistem mai nou, nu dă voie să o blochezi decât în momentul în care e închisă, pentru a nu rămâne cu cheile înăuntru în autorulotă și tu afară și să nu poți intra. Locul de conectare la cablu de 220 în campinguri, sistemul de evacuare a gazelor arse de la truma, gazele arse care provin în urma încălzirii apei și a încălzirii autorulotei. Mai jos este maneta de unde se golește bazinul de apă gri. Golirea se efectuează prin tragere, se trage, se deschide, curge, se închide înapoi, se împinge, se închide înapoi. Trebuie să fiți într-un loc special amenajat pentru golire. Aici avem ușa de la garaj sau de la portbagaj. Se deschide prin apăsarea butonului. Eu tocmai am închis-o înapoi. Garajul destul de spațios pentru modelul XGO 35. În partea din spate s-a montat un suport pentru 3 biciclete și o cameră pentru mersul în spate. Indicat e chiar dacă aveți cameră în timp ce mergeți cu spatele să fie cineva care să vă ghideze. Cealaltă ușă pentru garaj. Aici e locul pentru caseta WC. Aici este caseta WC. Se scoate prin ridicarea acestei clapete, se trage, se scoate, se rotește gâtul de lebădă, se desface capacul și se golește. În timp ce goliți, trebuie apăsat din când în când butonul albastru pentru a primi aer, să nu face vid. E important de știut dacă ați ridicat clapeta de aici și caseta nu iese, înseamnă că nu e închisă clapeta WC-ului și nu-i dă voie să iasă. Trebuie urcat în mașină și închis clapeta WC-ului, după care revenit aici. Aici este bușonul de apă. Ca să-l deschideți, trebuie să împingeți de el, rotiți spre stânga, se scoate bușonul, se umple, se pune apa cu un furtun, cu o pâlnie, se pune până în momentul în care curge pe prea plin sub mașină. La fel, la închidere se presează tare și se închide. Asta chiar greu merge, are o garnitură bună. Se poate închide și cu cheia. Aici este locașul pentru rezervoarele GPL sau butelii. Pe modelul acesta noi am montat rezervoare GPL. Pentru a deschide ușa, trebuie împins, chiar și cu genunchiul un pic, și pe urmă se deschide. Această limbă închide pe o garnitură de cauciuc, unde frecarea e foarte puternică și nu-i dă voie să deschidă decât în momentul în care împingeți de ea. Aici sunt montate două rezervoare GPL cu un duo control, cu o gură de alimentare. Aici se pune adaptorul pentru a încărca rezervoarele. Rezervoarele GPL sunt dotate cu sisteme de siguranță, au două furtune, se pot folosi și în timpul mersului, rămân deschise. În momentul în care vedeți că nu vine gaz, trebuie să veniți aici și să apăsați aceste două butoane. Ele au rolul de a închide gazul la șoc. În caz de accident se închide gazul, dar se închide și la șocuri mai mici. Dacă mergeți pe drum, dați într-o groapă, există riscul de a se. Deci, în momentul în care ați observat că nu aveți gaz, veniți și apăsați cele două butoane, verificați butonul galben de aici să fie apăsat și aici e un sistem de siguranță pe regulatorul de gaz, dar ăsta doar la șocuri mai puternice se declanșează. Cele două butoane au rolul de a închide gazul și în cazul în care se sparge unul dintre furtune, ele în momentul în care simt o ieșire mai puternică, o cantitate mai mare de gaz, se închid automat. De aici putem să reglăm să ia gazul dintr-o butelie, din amândouă sau din cealaltă. Totodată, pe baza presiunii, ne indică și cam cât gaz ar fi. E orientativ doar.
Totodată aici am mai montat două filtre pentru GPL. GPL-ul conține unele impurități și e bine să fie montată, evităm alte neplăceri. Se schimbă odată la un an, sunt două pastile din pâzlă, ușor de schimbat. La închidere punem cheia, împingem din nou tare și închid. Rezervor pentru combustibil și pentru AdBlue. Mașinile fiind Euro 6D, toate au sistem de AdBlue. Pe acest model am montat o marchiză Dometic de 4 metri. Va deschide. Introducem cheia în locașul ei. O lăsăm să coboare și acționăm. O deschidem aproximativ până la jumate, până când ajungem să putem scoate picioarele din locașul lor. Tragem de ele. Le deschidem, le aducem în lateral, săm jos, deblocăm picioarele, le coborâm, sprijinim marchiza pe picioare, după care blocăm piciorul trăgând în jos și lăsăm siguranța. La fel și în partea cealaltă. O sprijinim pe picioare, după care o deschidem cât dorim. Acum e deschisă la maxim. Lucru cel mai important, după ce am deschis-o, luăm cuiele și fixăm în cele două găuri din talpa piciorului, pentru a evita să fie luată de vânt. Este sistem de chinci cu care se poate fixa, ca să ne asigurăm că nu o să avem probleme în momentul în care o deschidem. O să o las un pic jos. Aici, înăuntru marchiză, avem o bară stabilizatoare care se montează pe mijlocul marchizei, vine din perete acesta, are un locaș aici, ea e telescopică, se fixează ca să țină mijlocul marchizei, să nu se lase, e asigură o stabilitate mai mare. O să dăm pe lor. Acum, când adunăm marchiza, facem pașii care am făcut la deschidere în sens invers. Adică apropiem picioarele, o închidem până la jumate, după care așezăm picioarele la locul lor. Cel mai important lucru e, în momentul în care adunăm, să-i punem piciorul în spate, talpa, să nu fie în față, pentru că nu o să ne dea voie să o închid. Se pune acolo, se împinge și se așează piciorul la loc. Talpa în spate, cum spuneam. Așa. După care învârtim de manivelă și o adunăm. Acum ridicăm puțin manivela, o rotim spre dreapta și ne dă voie să o scoatem. Așezăm în portbagaj. Aici avem panoul de comandă pentru iluminat și pompa de apă. Întrerupătorul general a pornit aici. 1, 2, 3 sunt becurile. 1, 2, 3 sunt becurile. Avem pompa de apă și avem iluminat exterior. Iar aici avem informații. La informații ne arată, primul rând, câtă apă curată avem. Al doilea rând, curentul în acumulatorul de pornire. Al treilea rând, curentul în acumulatorul suplimentar. Totodată aici este un ștecher, sper să-l puteți observa, să oprim pompa de apă. Este un ștecher care ar trebui să facă portocaliu în momentul în care o conectăm la 220. Iar aici, în mijloc, este un semn cu un bazin care ne indică când e plin bazinul de apă gri. În momentul în care bazinul de apă gri e plin, se aprinde un LED roșu aici și ne avertizează că trebuie golit. Aici este senzorul de temperatură. Orice temperatură fixăm în autorulotă o să fie la nivelul acesta. Deci s-ar putea jos să fie mai rece, sus să fie mai cald, să fie 21 de grade sus și jos 20. Aici avem aragazul cu 3 ochiuri, sistem de aprindere ca și la cel de acasă, cu piezo, cu butoane, tot ținut un pic butonul apăsat până când simte că s-a aprins. Are un senzor de temperatură care îi spune că este flacără și lasă deschis gazul. Dacă nu ținem suficient apăsat, se stinge pentru că îi spune că nu este flacără și nu s-a încălzit. Chiuvetă cu același sistem ca și acasă, apă caldă, apă rece. Sistemul de apă este acționat de o pompă de apă situată pe bazinul de apă aici. Ea are un presostat, se oprește automat când se apropie de 2,6-2,7 bari și pornește în momentul în care dăm drumul la apă. E același sistem ca și la un hidrofor la o casă. Dacă nu e pornit, nu funcționează. Oriunde vrem să avem apă, trebuie să fie pornită pompa. Aici avem bazinul de apă cu sistem de golire, adică are
două docuri, unul mai înalt, unul mai jos. Ca să golim, se ridică acest teu, se trage de el în sus, simplu ca și dopul la o sticlă, curge apa, după care îl punem înapoi și îl apăsăm iar în poziția culcată, în poziția inițială. Golirea se face toamna sau de câte ori vreți să spălați bazinul, se poate curăța pe acolo. În momentul în care îl apăsăm, își mărește diametrul și strânge mai tare. E un dop cu silicon în cap. Aici e important ca acest capac să fie strâns bine. El are o garnitură. Dacă nu e strâns bine, există riscul de a ajunge apa prin autorul lor. Aici este baia, care are aici un întrerupător și o priză de 220, un WC-ul care e mobil, se poate mișca stânga-dreapta, se fixează în poziția dorită, se deschide, dacă vrem să-l folosim, deschidem de la clapeta aceasta, se folosește, se trage apa de aici. Aici avem un microcontact care deschide o electrovalvă. Cât timp ținem apăsat, vine apa la WC. În momentul în care am lăsat-o, nu mai curge apa. După ce l-am folosit, am tras apa, se închide de aici înapoi. Dacă această clapetă nu e închisă, nu se poate scoate caseta, cum vă spuneam când am fost la casetă. Deci dacă ați încercat să scoateți caseta WC și nu iese, trebuie să veniți să închideți clapeta aceasta. Totodată aici în spate este un sistem umplutitor care ne indică când se umple caseta WC. El e verde, treptat se transformă în roșu, când e aproape tot roșu trebuie scos și scoasă caseta și golită. Chiuvetă exact ca și acasă, apă caldă, apă rece, ușor de folosit. Un loc de depozitare, loc pentru hârtia igienică, cam asta e la sistemul de baie, un duș cu perdea. Aici avem comanda pentru sistemul de încălzire, sistemul Truma. Ea are un ceas care ne afișează ora, nu e fixat acum, se poate fixa. Dacă apăsăm o dată, apare o rulotă care pâlpâie, apare, dispare. Mai apăsăm o dată, e pe off, rotim spre dreapta, stabilim temperatura care vrem să avem înăuntru în autorulotă și mai apăsăm o dată pentru a confirma. Rotim încă o dată spre dreapta, trecem pe rulotă pe termometru, apăsăm pe termometru, e pe off. Aici pornim sistemul de încălzire a apei. Eco, încălzim apa la 30 de grade, hot la 50, boost-ul e 70 și încălzește mai repede. E un boiler, durează cam 15 minute încălzirea apei. Ca să pornească trebuie să mai apăsăm o dată aici, stabilim. În momentul de față, neavând apă, nu o să lăsăm să funcționeze mult, doar vă demonstrăm. Atât timp cât clipește termometrul sus, înseamnă că funcționează și că încălzește apă. Îl oprim că nu are apă și o să ne dea eroare. Aici avem sistemul de golire automat. În momentul în care scade temperatura sub 3 grade, acest sistem se deschide automat și golește apa din boiler. El este mecanic, nu știe că aveți apă sau nu aveți apă, el la 3 grade se deschide. Pentru a-l închide, rotim robinetul și apăsăm butonul de la bază. Important de știut, în momentul în care se deschide automat, robinetul rămâne pe poziția închis, trebuie apăsat doar butonul de la bază, butonul albastru. Ca să rămână închis butonul, trebuie să fie temperatura peste 3 grade înăuntru, altfel o să sară iar înapoi. Deci întâi trebuie făcută căldură și abia pe urmă închis. Aici este sistemul de încălzire, Truma, sistemul de apă caldă. Nu prea aveți ce să interveniți aici, este tot automat, își face singură treaba. În stânga sunt robineții pentru sistemul de gaz, pentru instalația de gaz. Fiecare circuit e etichetat. Avem circuit pentru frigider, pentru apă caldă și pentru aragaz. Acești robineți rămân în poziția deschisă doar în momentul în care se defectează unul dintre circuite, închidem circuitul respectiv, astfel încât să poată fi celelalte două folosite. Dacă s-a defectat aragazul, simțiți miros de gaz, închideți doar circuitul de la gaz. Nu închideți gazul de la rezervoare sau de la butelist și să nu mai puteți folosi sistemul de încălzire. Se închide doar circuitul defect. Aici avem frigiderul. Un frigider mic în acest model, sunt modele și cu frigidere mari. Sistemul de funcționare e cam același, avem butonul de pornit oprit, ținut apăsat s-a oprit, acum ca să-l pornim, ținem apăsat, pornește, se aprind toate semnele de acolo și pe buton e un LED albastru. El e pus pe automat și funcționează pe gaz în momentul de față. Dacă vrem să schimbăm pe altceva, ținem apăsat pătratul acesta din mijloc până când începe să pulpie AU, dăm spre dreapta curent, 220, 12V, gaz, dar preferabil să lăsăm pe automat. Apăsăm, trecem dincolo, unde o să punem frigiderul pe mijloc, două sau trei liniuțe.
nu e indicat să funcționeze la maxim. Aici ne indică puterea cu care răcește. Deci undeva la mijloc trebuie, nu e indicat să fie pe maxim. Pe 12V merge doar în timpul mersului, dar nu răcește, doar menține temperatura interioară. Dacă intră în avarie, LED-ul albastru de aici se face roșu, iar toate semnele astea apar și dispar, ceva de gen. Și atunci înseamnă că e în avarie. Trebuie înlăturată cauza, de obicei nu funcționează sistemul de gaz, s-au închis sistemele de siguranță la gaz și atunci nu merge. Pentru o funcționare cât mai bună, e indicat autorolota să fie cât mai dreaptă. Dacă vrem să-l deschidem, are un sistem de siguranță, se apasă, se trage, e simplu de folosit. Are un congelator mai mic, suficient pentru autorolota. Becurile au un sistem cu lumină albastră pentru timp de noapte, de aici se atinge, se apasă, putem stinge să fie stins de tot sau putem să lăsăm pentru a ne putea orienta. Cam asta e prezentarea autorul OTX GO. Sper că v-a plăcut, sper să vă fie de folos.